Trecem de la mure la sarmale. Am lângă mine o sarmat de 2,5 kg. A se vedea. Este un pui de labrador de tipul ăsta ciocolatiu. Alături de noi a venit Cristina Angela Pânzariuc, este crescător de labrador, să ne răspundă la mai multe întrebări. Ca așa i-am văzut în toate reclamele și în toate filmele și probabil sunt cei mai cunoscuți căței la prima vedere să rămână. Bună ziua! Bine ai venit! Hai să facem mai întâi prezentările. El este un pui de cât? 5 săptămâni. 5 săptămâni, 2,5 kg. Cei maronii sunt de 5 săptămâni, cei negri sunt din alt cuib de 4 săptămâni. Din alți părinți. Deci nu sunt frățiori. Nu. Am înțeles. Sunt veri, cum ar veni. Da, sunt din aceeași canisă. Aici da. Avem o mămică. Este mămica puilor maro. Da. E la prima fătare. Are 3 ani. Okay. Și pe Oli am adoptat-o, femeluța albă. Am adoptat-o de o lună de zile de la o familie din Slobozia cu 2 copii. Femela albă a crescut la bloc. Ea a crescut la bloc, eu cresc câinii la curte. Este spirt, ne-a zăpăcit de cap de când a venit. A adulmecat pe toată lumea. S-a cățărat pe noi, este super jucăușă, dar așa sunt labradorii. Bun, hai să îi vedem și pe ăștia mici. Deci cei negri sunt tot pui, dar bineînțeles vin de la altă mămică decât da. Cei mari. Îți nu cadu din spatele lui Puberu, vă rog. Părinții celor maronii sunt maro, părinții celor negri, mama este galben roșcat, tatăl este maro. Și au ieșit negri pentru că pe linie genetică au în spate negru. Deci n-au ieșit galben și ciocolat, i-au ieșit negri. Hai să-i luăm pe rând. Există diferență între mai mulți labradori? Adică dacă îmi caut labrador, trebuie să știu ce să întreb? Sau să caut! Da, există mai multe linii. Există linii de lucru. Ok. M-ați înțeles? Dar depinde scopul pentru care îl ia. Sunt câini de talie mai mare, câini de talie medie. Ok, am înțeles. Dacă ar fi să de exemplu, ea e de talie medie. Dar e pe linie nordică, este masivă. Oh! Am înțeles. Vreau să știu cățelușa de la bloc de pe ce linie e. Pentru că ea? E o linie din asta vreau. E pentru familie, ea a crescut într-o familie cu 2 copii. Și vârsta 9 luni. Nu ți-e rușine. Suntem la televizor. Lasă prezentatorul să muncească puțin. Bun. Plusuri și minusuri când alegi un labrador. Evident nu este un cățel foarte mic. Bravo, bă. Păi și t-ai făcut. Păi probabil că este foarte agitat și multora nu le place. După 4 luni trebuie să te ocupi mai intens de cățel. Este un câine energic. Da, energic. Energic, am înțeles. Mănâncă mult un labrador, căci ajunge la o talie destul de mare, nu? Trebuie controlat alimentația, întrucât ei sunt pofticioși și mănâncă aproape orice. Deci și mănâncă de-aia cât le dai. Au tendință, da. De, au tendință de îngrășare. Da. Sunt haplea, cățelul haplea. Sunt haplea, mai ales când sunt în grup, în canisă și se dă mâncare la grămadă, există tendința de a mânca unii mai mult și unii mai puțin. Intervine? Unii sunt mai jucăuși și aceia pierd porția și mănâncă ceilalți. Ok. Dar și ea mai șmecheri, am înțeles că prin mai multă mâncare, că sunt foarte inteligenți. Eu am văzut un cățel de acest gen, bine, adult, chiar bătrân, ce răspundea la comenzi date... Cum să spun eu, e explicat ca unui om, deci nu îi striga nimeni, îi se spunea pe gură, te rog să te duci sus în camera ta. Și cățelul pleca, nu striga nimeni la el, nu-i dădea vreo comandă din aia de armată. Da, la 10 ani vă dați seama cât a avut timp să învețe, până la 10 ani. Deci și nu... dacă a trăit în casă cu proprietarul, învață mult mai repede. Deci okay. Una e să fie câine de curte și să-l abordezi când îi dai mâncare și îl scoți afară. O dată de două ori pe zi sau ocazional. Și când trăiește în casă, trebuie să se supună unor reguli. Și el înțelege, e o familie în casă, nu am o singură înțeles. Persoană. Și atunci el știe ce are voie, ce n-are voie. Știe când nu, să nu se apropie, când vin musafiri, să nu sară cu picioarele pe masă, să fure de pe masă. Eu împart o dubă de antrenament cu Sani, care este un labrador mare în fund. Nu zic mai mult. Un labrador de tip haplea, alb. A avut și are în continuare niște probleme cu ligamentele. Vreau să știu ce probleme medicale pot apărea la căței ăștia, ca să știu omul că... S-a discutat foarte mult de displazia de șold și de cot la labrador. Poate fi o problemă genetică, dar poate fi și dobândită. Okay. Adică dacă ei sar sau la anumite accidente, în anumite situații, poate să o dobândească. Nu e neapărat că e moștenită. Dar e bine să citim pe internet. Se fac niște teste pentru displazie, chiar la noi în țară.
se fac radiografiile, după care se interpretează de o comisie și primești un rezultat. Și există grade de displazie, doar cele severe au interdicție pentru a se reproduce. Am înțeles, da? Mi-am notat și treaba asta. Bun, un labrador adult, de câte ori mănâncă pe zi? La adulți eu le dau de două ori pe zi. Okay. Dimineața și vara, de exemplu, seara, noaptea sau dimineața. În orice caz, nu în timpul zilei, că e foarte cald. Puiuțul, de câte ori mănâncă pe zi, când trece deja pe mâncare, nu când suge? În perioada asta, acum, suge de câte ori vrea, că îl las cu mama, cu femelele, de fapt, în casă. Și când trece și la bobițe la bobițe, le las mâncare și mănâncă și mama împreună cu pui aceeași mâncare. Învață să mănânce. Au la liber, cum ar veni. Da, dar termină la un moment dat și să zic că am de două ori pe zi le dau împreună cu la mame, împreună cu pui. Să mănânce împreună. Se învață unii de la... Și între timp mai suc de la femelă. Am înțeles. E foarte greu să găsești nume, în primul rând, pentru acest... Cei mici nu au încă nume, dar ei fac parte din cuibul Q, deci trebuie un nume cu litera Q. Așa ne cere Asociația Chinologică. Am înțeles. Deci cuibul Q al canisei, deci poate să fie și definiție, nu doar un nume. Ai grijă nume. Eu l-am lăsat pe sărmălosul ăsta aici, care a făcut de toate în platou. Doar pipi deocamdată. Cum se numește canisa voastră? Wolves of Zamolxis. Lupii lui Zamolxis, în limba engleză. Ne-am înțeles. Bun. Mulțumim foarte mult că ați venit pe la noi. Mulțumim de ajutor. O să mai venim dacă ne invitați. Abia aștept să-i vedem pe ăștia micii cum cresc. Orice sarma din asta, care acum pare cute și postabilă pe Instagram, să știți că va deveni o bombă cu ceas, pentru că poate să roadă, poate să facă galagia și poate să alerge și să sară. Dar un cățel educat este un cățel care nu face niciun fel de probleme și de griji tuturor. Noi avem labrador în gașcă, de asta vă zic, și este extrem, extrem de educat. Atâta se bucură cam tare uneori și țopăie când nu te-a văzut de mult, dar se liniștește în câteva minute și redevine un cățel super cu minte și foarte educat. Iar tu ești spirit, spirit. Ne vedem după o scurtă pauză.